cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, mesagerul de Neamț, din Neamț, în direct aici, la Piatra Neamț, în prea frumoasa zona a pieței centrale. Astăzi, din păcate, trebuie să încep cu o amintire neplăcută. Nu știu câți dintre dumneavoastră mai țin minte ce s-a întâmplat acum 32 de ani în România. Celebra mineriadă, nici nu mai știu a câta era, a doua sau a treia, habar n-am, că fuseseră alte încercări înainte. Celebra mineriadă, când la chemarea șefului statului de atunci, domnul Ion Iliescu, tovarășul devenit domn, Ion Iliescu, au venit trenuri cu mineri din Valea Jiului și din Valea Motrului și au făcut curățenie în București, unul din semnele distinctive fiind cei care purtau barbă. După aceea, cei indicați de anumiți tovarăși, deveniți domni și ei, s-a lăsat cu bătăi crunte, s-a lăsat cu distrugeri, s-a lăsat cu morți. Oficial sunt 6. În realitate se pare că au fost mai mulți. Oricum, după, au mai murit câțiva și deja apar aceste lucruri în dosarul probelor din celebrul dosar al mineriadei, care nici acum nu este soluționat. Acolo se spune că 4 persoane arestate atunci ilegal, în iunie 90, s-au sinucis. 2 dintre ei chiar în penitenciar. S-au sinucis prin spânzurare pentru că nu au mai suportat ideea că au fost violați de către deținuții de drept comun. Lucrurile au fost absolut înfiorătoare atunci, nu numai în România, ci și percepția despre România, care avea după 90, după 89, o deschidere largă spre opinia publică internațională, mineriada, dat în cap și ne-am întors prin perioada dinainte de 89. Acum, în anul de grație 2022, încă se așteaptă o decizie, o sentință, nici nu știu cum să o numesc, în dosarul mineriadei, unde avem 13 inculpați pentru infracțiuni contra umanității, se spune aici. Acum, trebuie să spunem că toți au o anumită vârstă și nu îi va afecta o asemenea decizie decât foarte, foarte puțin. Ca să facem o legătură cu ce se întâmplă acum prin vecini, și atunci s-au pronunțat, vorbesc de Ucraina, și atunci s-au pronunțat cuvinte de gen fascism, neofascism, minerii au fost aduși să înnăbușe manifestări de natură fascistă. Țara a trecut cu greu peste lucrurile astea, acum avem alte probleme, probleme care trebuie să recunoaștem că unele sunt și din cauza faptului că n-au fost rezolvate atunci. Nu putem decât să ne gândim cu tristețe la vremurile respective și să revenim, să încercăm acum în emisiune să revenim la ale noastre locale. Spuneam ieri, la finalul emisiunii, că astăzi vom face un alt fel de ediție în care aparent ne vom adresa unui segment de nișă. În realitate lucrurile nu stau așa. Nișa aceasta despre care vom vorbi este o nișă care afectează pe toată lumea, pentru că vorbim despre societăți comerciale, vorbim despre modul în care acestea își pot rezolva litigiile dintre ele și despre modul în care există soluții ca aceste litigii să fie rezolvate câteodată sau de cele mai multe ori mai rapid decât în cazul sălilor de judecată și cu cheltuieli mai mici. Invitații mei de astăzi sunt
două persoane care au făcut carieră în domeniul magistraturii și care acum sunt în postura instituționalizată, ca să spun așa, de a apărea în fața dumneavoastră în calitate de arbitri ai Camerei de Comerț și Industrie într-o instituție despre care vom vorbi astăzi, se cheamă Curtea de Arbitraj Comercial. O să începem, ca așa e frumos, cu doamna Cristina Florea, judecător pensionar acum, un om cu o carieră îndelungată în magistrat. 28 de ani, fostă președintă a Tribunalului Înalt. Bine ați venit la noi! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Alături de doamna Cristina Florea, întotdeauna alături de flori, ca să spunem așa, de cei frumos, domnul judecător, fost judecător Iulian Mitrofan, actualul președinte al Curții de Arbitraj Comercial Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc frumos că ne-ați invitat! Stimați invitați, eu sunt un profan în chestiile astea, așa că haideți să vedem ce înseamnă Curtea de Arbitraj, că sună așa, pregătiți arbitrii, participați la meciuri, despre ce este vorba, ca să înțelegem și noi. Da. Curtea de Arbitraj pe care o reprezentăm aici funcționează în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Neamț, în baza legii Camerelor de Comerț și Industrie. Ne beneficiem. Asta ca să înțelegem că nu suntem cumva o instituție privată. Da, și acum avem o reglementare, legea 335. Urma să facem vă rog, departajarea asta. Completați. Eu am o cafea bună și de-abia aștept să asist la discuție. Iar eu în contrapartidă, cum a spus, am o floare lângă mine și putem face un dialog echilibrat. Curtea de arbitraj pe care o reprezentăm se delimitează de cealaltă categorie de arbitraj prevăzută de asemenea de Codul de Procedură Civilă, care este arbitrajul particular sau ad hoc. Noi beneficiem și de tutela și de găzduirea Camerei de Comerț și Industrie, avem asigurat din partea lor secretariatul, arhiva, inclusiv biroul de presă, prin care am avut posibilitatea intermedierii și cu dumneavoastră aceste emisiuni. De asemenea, beneficiem și de tutela Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera Națională. Este un regulament al Curții de Arbitraj Internațional care prevede că toate curțile de arbitraj județene beneficiază de supravegherea și, dacă vreți, îndrumarea din partea lor, bineînțeles, acolo fiind vorba de o experiență și de o viziune mult mai mare. Pe acest moment trebuie să prezentăm ascultătorilor dumneavoastră în ce condiții se poate apela la Curtea de Arbitraj și care sunt, încercăm noi și sunt sigur că o să reușim să vă demonstrăm care sunt avantajele Curții de Arbitraj în comparație cu instanța de judecată. Pentru că Codul de Procedură Civilă prevede că arbitrajul este o alternativă la judecata în fața instanței. Este o modalitate de soluționare a litigiilor. Alternativă. Haideți să stabilim. Eu am o firmă și am un litigiu cu o altă firmă. Au știu. Nu au plătit, nu și-au îndeplinit un contract, etc. Eu am alternativ, deci am, eu așa știu, mă duc la tribunal și dau judecată. Dar am această alternativă. Care de ce este mai bună pentru mine în câteva cuvinte decât să mă duc la judecătorie, tribunal, curtea? În primul rând, ca să apelați la această soluție, trebuie să introduceți în contractul pe care îl încheiați cu partea cealaltă o clauză. Se numește în termen juridic clauză compromisorie. Te rog frumos, Bogdan, dacă poți să pui imaginea care ți-am trimis sau nu ți-am trimis-o. Nu ți-am trimis, o să te-o trimit acum. Deci, ea se află postată, este o clauză recomandată pe site-ul Camerei de Comerț și Industrie Neamț pentru a fi inclusă în contractele comerciale și care prevede că orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea sau desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.
Deci, este un punct de referință, fără clauză arbitrară, compromisoare, în contract, sau da, chiar contract separat. Se poate face o convenție separată prin care se convine părțile să apeleze la arbitraj. Fără această clauză sau convenție compromisorie, așa se numește, nu poate fi sesizată curtea de arbitraj. În contracte se recomandă să introduci această clauză pentru a putea beneficia de o eventuală de un eventual arbitraj în condițiile unui conflict. Și aici ar fi foarte important ca juriștii care asistă societățile comerciale să aibă în vedere acest aspect. Și avocații, la fel, care reprezintă societățile comerciale, introdus această clauză, acest lucru. Am introdus această clauză în contract. Să spunem că și cel care a acceptat și partenerul de afaceri de semnarea contractului, da? Dacă o am, asta exclude faptul că unul dintre cei doi se poate duce să-și rezolve problema și în judecătorie? Absolut, ați spus foarte bine. Se exclude pentru că, încă o dată, arbitrajul este alternativă la judecata în instanță. Iar contractul este lege între părți și este un principiu de drept. Electa una via, odată ce ai ales o cale, și nu numai în această chestiune, nu mai poți, este irevocabil, nu mai poți reveni. Sigur, pentru că prin același contract, ambele părți își asumă faptul că vor respecta sentința arbitrală și o vor executa de îndată. Bun. Am înțeles. Până aici este clar. Am clauza, eu m-am angajat pe drumul ăsta, în cazul unui conflict, litigiu, orice, eu trebuie să accesez această formă de rezolvare de a litigiului. Bun. Aș vrea să mai spun doar atât. O altă flexibilitate permisă chiar de lege. Ați chemat consilierul juridic sau avocatul pentru că sunteți confruntat cu un litigiu și constatați că nu este prevăzută în contract o asemenea clauză. Este foarte simplu ca, bineînțeles, de comun acord cu partea cealaltă, să formulați, să redactați o clauză compromisorie chiar în momentul respectiv. Ca un act adițional la contract. Ca un act adițional. Felicitări. Mulțumesc. Da. Am mai învățat și eu ceva de-a lungul timpului. Sigur. Deci ca un act adițional la contract și în momentul când îl ai înregistrat actul respectiv, e același lucru ca și ca ai fi după ce ați constatați că este îndeplinită această formalitate a legii, redactarea clauzei, este firesc ca dumneavoastră să vă întrebați consilierul juridic sau avocatul pentru ce motiv sau care sunt argumentele pentru care ar fi de preferat să vă adresați instanței de judecată, curții de arbitraj și nu instanței de judecată. Exact. De aici încolo începe discuția noastră. Păi haideți să vedem. De ce? În primul rând avem o procedură simplificată. Ea se desfășoară conform normelor codului de procedură civilă, dar avem termene mult mai scurte decât cele acordate de instanța de judecată. În calitate de fost președinte de tribunal, știu foarte bine că sesizările principale ale justițiabililor vizau termenele foarte lungi. Termene de judecat acordate odată la 2 luni, 3 luni. Intervenea vacanța judecătorească, procesul se lungește. În instanță avem o listă de judecată care cuprinde 30, 40, 50 de dosare. Poate chiar și mai multe. Avem și 100 de dosare la litigiile de muncă, de regulă, unde este un vid legislativ. Dar aici, pentru că acesta este scopul nostru exclusiv, odată ce ești desemnat arbitru, judeci numai cauzele respective și te dedici numai lor, termenele pot fi foarte scurte. De altfel, tribunalul arbitral, foarte scurte. Ele sunt convenite cu părțile. Se respectă principiul contradictorialității și toate discuțiile se poartă cu părțile față în față. Tribunalul arbitral poate stabili un calendar estimativ al termenelor, al procedurilor. Poate fixa un termen în care vor avea loc dezbaterile și în care se va pronunța sentința. De exemplu, sentința se pronunță în cel mult 6 luni de la data când se desemnează tribunalul arbitral. Un termen foarte scurt. Ceea ce în practica judiciară nu se întâmplă. Și mai există un avantaj. Absolut deloc. O spun, chiar dacă am în față 2 judecători, aici poți să te dedici cazului. Sigur, asta am și spus.
cu mult mai multă atenție. Ați anticipat un capitolaș pe care o să-l dezvoltăm. Cu mult mai multă atenție decât atunci când ai 30, 50, 60 de dosare într-o ședință. Aici chiar aș vrea să spun acum, poate pierd ideea. Un judecător în activitate, colegii noștri, care, prin ipoteză, sunt mai tineri și cu puțină lipsă de experiență, a fost o schimbare de generație întreagă. Și bruscă. Și bruscă. Față de vremea când am fost noi în stagiatură și erau completele de doi și te formai pe lângă un judecător cu experiență, ei sunt noi în complet de unic. Da. Asta ar fi o chestiune secundară, dar un judecător confruntat cu o listă de ședințe de 50-70 de dosare săptămânal. Nu este posibilitatea nici fizică să poți controla și stăpâni dosar cu dosar. Și aici comparativ, vorbim de litigii comerciale, unde sunt tot felul absolut, de în primul rând este partea economică. Da. Și ca să ne întoarcem în talerul celălalt, în cazul curții de arbitraj, nu am avut niciodată o ședință mai mult de un dosar pe o ședință de judecată la Curtea de Arbitraj, unde completul este format din trei, de regulă. Poți să venim și vremea, absolută, deci. Și vremea acestei discuții. Da, deci primul lucru important este acesta. Termenul scurt, rezolvare rapidă, pentru că de obicei firmele la genul acesta de litigii așteaptă o rezolvare rapidă, cel puțin una dintre părți, pentru că, să vă spun eu, ai de recuperat niște sume de bani. Una este să le recuperi în 6 luni și alta este să le recuperi în 3 ani. În prezentările pe care le-am mai avut pe tema curții de arbitraj, am formulat așa, instinctiv, un principiu de ordin negativ. Un drept pe care în instanță îl obții după 2 sau 3 ani și este o medie uzuală, este aproape echivalent cu negarea dreptului respectiv, exact. Mai ales pentru o societate, exact. Pentru o firmă comercială. Așa este. Deci avem un termen de 6 luni de soluționare, iar hotărârea arbitrală se redactează în cel mult 1 lună, de la data pronunțării ei. Și odată redactată și comunicată părților, imediat este definitivă și obligatorie. Odată definitivă și obligatorie fiind, este și executorie, potrivit textului din Codul de Procedură Civilă. Mai ales că părțile și-au asumat prin contract obligația de a respecta hotărârea arbitrală și de a executa de bunăvoie. Cristina a prezentat specialitatea casei, operativitatea în instanțele de judecată. Operativitatea, pentru că erau foarte multe sesizări pe termenele de redactare, numai, pe întârziere în redactarea hotărârilor. Deci numai o latură a motivelor pentru care noi putem asigura operativitate foarte bună. Mai există însă și codul de procedură care vine cu a doua tehnică și care dublează operativitatea aceasta de care vă vorbim. Este vorba de faptul că hotărârea arbitrală nu are cale de atac, apel sau recurs, spre deosebire de hotărârile instanțelor de judecători și care sunt întotdeauna pronunțate ori cu apel, ori cu recurs sau chiar și cu apel și cu recurs. În momentul când cineva este nemulțumit de hotărâre și formulează apel, declară apel, după aceea urmează și recursul, deja durata procesului în instanță se dublează, se triplează. Firesc. Nu numai durata, dar și cheltuielile. Iar cheltuielile, evident, de asemenea, se dublează, se urmează și ele să le prezentăm la rând. Iar dacă am un proces care prin complexitate sau prin pragul valoric ajunge în competența de soluționare în recurs la înalta curte, cunoașteți foarte bine care sunt termenele da, nu mai vreau adică, să intrăm în discuții. Nici nu vreau să mă mai gândesc când văd termene la procese civile, nu mai vorbim de cele penale, nu mai vorbim de... Deja ați vorbit despre mineriadă, care este un record absolut. 32 de ani și noi... S-ar putea să nu fie depășit în Europa, cred. Nu cred că l-a depășit cineva, nu cred. Asta s-ar putea să mai avem noi încă un proces tot pe aproape așa, dar nu-i cazul să discutăm aici acum. Da. Deci asta e. Acum vorbiți-mi un pic despre neamț. Sunteți pe lângă Camera de Comerț și Industrie Neamț. Aveți o echipă. Eu am intrat pe site-ul respectiv și citind numele de aici, pe mulți, cred că pe majoritatea, cu o singură excepție, 2, îi știu din activitatea mea de jurnalist, a lor, de oameni care lucrează. Mie mi se pare o echipă extrem de interesantă. De ce? Pentru că nu sunt doar judecători aici. Iar ați intuit ceea ce avem noi de prezentat.
o intuiție foarte bine pentru... Vă rog, eu chiar vă rog să vorbiți despre echipă. De ce? Încrederea într-o procedură alternativă cu cea din instanțe se câștigă și prin modul în care prezinți o echipă de arbitri credibilă și pricepută, nu știu cum să folosesc alt termen. Mai ales că avantajul în această procedură este că părțile pot să-și aleagă arbitrul. A, deci eu pot să-mi aleg din această echipă. De pe această listă vă puteți alege arbitrul. Bun, acum întrebare tehnică. Pot să fie trei arbitri, toți trei avocați? Nu. Nu. Ar fi posibil, să spunem, procedural, dar noi tocmai asta vrem să valorificăm. Posibilitatea de a forma un complet arbitral în care să coopereze experiența unui judecător cu experiența unui avocat sau cu experiența unui consilier juridic, fiecare având un anumit plus de experiență pe specificul activităților. Judecătorul vede într-un fel, absolut. Consilierul juridic este cel care a lucrat tot timpul cu genul acesta de contracte și probabil că știe toate chichițele, ca să spunem așa, iar avocatul, prin natura meseriei, simte nevoia de argumentare, de adus tot felul de... Și are și flexibilitatea de a vedea și poziția reclamantului și poziția părătului. Un avocat poate fi oricând, asigură asistență juridică de o parte sau de alta. Vorbiți-mi despre colegi. Da, mulțumesc foarte mult. Chiar asta era un lucru foarte important să-l spunem, pentru că odată ce dumneavoastră ați convenit cu consilierul juridic / sau avocatul să vă adresați curții de arbitraj, va urma o altă întrebare foarte firească. Dar cine sunt acești oameni care ar putea asigura soluționarea litigiului nostru? Am eu încrederea că vor fi, da, că vor fi ceea ce aș avea nevoie? Având în vedere că hotărârea este definitivă. Aici urmează și o chestiune de tăiș. Da. Dincolo, cineva ar putea să aibă o rezervă. E mai bine să știu că am o cale de atac dacă sunt nemulțumit. Aici, într-adevăr, hotărârea arbitrală este definitivă obligatorie. Și atunci contează foarte mult încrederea. Acum, și aici mai fac un pic de paranteză. Există o singură cale de atac împotriva hotărârii arbitrale, se cheamă acțiune în anulare, dar motivele care sunt prevăzute în codul de procedură civilă sunt extraordinare. Așa se numesc căile de atac extraordinare, adică chestiuni de ordin absolut procedural, care niciodată nu pun în un tribunal sesizat cu acțiunea în anulare să redeschidă discuția pe fondul cauzei, pe fondul litigiului. Am înțeles. Și atunci astăzi să vă spun din cine este format corpul de arbitri și de în care părțile își pot alege un arbitru fiecare în parte. Iulian Mitrofan, subsemnatul, Bogdan Budurea, vicepreședinte al Curții de Arbitraj, consilier juridic și coleg cu mine la ADR Nord-Est, un om cu experiență foarte bună, mai ales în domeniul comercial, Maria Ivănușcă, judecător pensional, fost vicepreședinte al tribunalului, Cristina Florea, doamna aici Cristina, de aici de față, președinte al tribunalului până la ieșirea la pensie și purtător de cuvânt al tribunalului. Asta știm. Da. Am făcut o pleonasmă, ce spuneți. Ana Mânghiță, judecător pensionar, fost președinte al secției a doua comerciale și de contencios administrativ. Și deci, Valentina, în domeniu, ca să spunem așa. Valentina Baciu, judecător pensionar, m-a însoțit la campaniile mai dinainte. Asta vreau să vă spun, că ea era foarte cunoscută pe partea de campanii. Și fost președinte al secției întâi civile. Plus și consilier în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Da, mulțumesc foarte mult. Gabriela Botezatu, judecător pensionar. Fost președinte al secției întâi civile. Și închidând până aici pasajul cu 7 oameni foști judecători, consider că ați remarcat o anumită calitate profesională la fiecare în parte și experiența pe aceeași măsură. Și cu minim 25 de ani vechime. Da, din fericire sau din păcate. Da. În continuare, domnul Constantin Marius Labiș, avocat cu experiență, cunoscut, sunt sigur, nu numai în lumea juridică, Anca David, avocat, de asemenea cu experiență. Foarte cunoscută, da. Da? Carmen Daniela Rebei, avocat,
a intrat în dosare de... foarte mari și chiar din primele luni de activitate, că mi-aduc aminte un dosar celebru chiar atunci, dar nu-i cazul să vorbim acum, e vorba de un dosar la vremea respectivă. Țin minte că am făcut și o emisiune cu ea atunci pe dosarul respectiv, da? Dan Cezar, domnul Dan Cezar Abălvare, consilier juridic, l-am cunoscut, îl cunosc personal, foarte serios și foarte bine pus la punct profesional. Constantin Răzvan Jitaru, domnul consilier juridic Constantin Răzvan Jitaru, doamna avocat Andreea Mirona Lavric, este un nume recunoscut, cotă de notorietate. Doamna Anda Manole, avocat de asemenea, nu mai sunt cuvinte de spus în plus, și domnul Ciprian Dorin Miloiu, avocat. Am închis lista noastră al corpului de arbitri. Oricare dintre părțile din litigiu are dreptul să-și aleagă un arbitru din lista pe care am prezentat-o, iar acești doi arbitri, spune codul de procedură civilă, își aleg un supraarbitru. A, deci o parte alege un arbitru. Reclamantul, sau dacă sunt mai mulți reclamanți, aleg un arbitru. Părâtul sau mai mulți părâți aleg un arbitru, iar cei doi arbitri aleg un supraarbitru. Am înțeles. În felul acesta asigurăm numărul de 3 al completului, care asigură și posibilitatea să se decidă o soluție. Pentru că sentința se ia cu votul majorității arbitrilor. Da. Poate exista și un singur arbitru. Dacă părțile convin pentru un singur arbitru, tribunalul se poate constitui mici, din complet, nu? Cu 30%. Absolut. Au cheltuieli mai mici, chiar și aici. Sunt mai mici. Pentru cu 30%. Că, încă o dată, taxa arbitrală pe care o plătește partea odată cu înregistrarea cererii arbitrale include și onorariile arbitrilor. Încă un plus de economie față de cheltuielile de la instanță. Și aș vrea să fac o precizare. A nu se înțelege că arbitrii care sunt aleși de părți fac partipriuri sau vor apăra în complet interesele părții care i-au desemnat. Asta sub nicio formă, pentru că arbitrul este independent, imparțial, se supune numai legii și probelor administrate în dosar. Acum mă gândesc, așa cum există cazuri de... eu nu le spun incompatibilități, dar chiar incompatibilități pot să existe și aici. Sigur, de exemplu, da. Dacă, să spunem, Agenția Dezvoltare Nord-Est este într-un litigiu, nu știu dacă poate fi, bănuiesc că dumneavoastră nu veți putea... Sigur, dar funcționează și aici regulile de procedură civilă pe care le aplică și instanța de judecată, adică domnul Mitrofan în cauză se abține sau dacă nu, partea are dreptul să formuleze cerere de recuzare. De recuzare. Deci funcționează aceste lucruri și în aceste instanțe. Atunci este momentul să spun că în afară de un regulament, de faptul că în regulamentul nostru propriu avem chestiuni de administrare, condiții de admitere a unei persoane ca arbitru, în rest noi aplicăm codul de procedură civilă în tocmai ca și instanța de judecată. Am înțeles. Deci alegerea se face în baza experienței profesionale, a probității morale. În general, oamenii se informează. Absolut. Și la instanța de judecată este la fel. Omul așteaptă cu emoție. Aici nu este emoția, pentru că îți alege arbitrul. Mi-am amintit. Este poate și un dezavantaj, sau chiar un dezavantaj l-aș vedea eu acum, uitându-mă în urmă, că la instanță repartizarea dosarelor se este aleatoriu. Calculatorul îți alege judecătorul. Pe când, iar omul așteaptă cu emoție. Pentru că toți oamenii se interesează. Cine mă judecă? Cine mă judecă, da. Iar, na, spunea cineva că la spital se vindecă omul de boli trupești, la instanță de boli sufletești. Ei, dacă te duci tot la un fel de spital, parcă simți nevoia să-ți alegi un doctor. Îți alegi tu doctor. De asta noi oferim posibilitatea să-ți alegi. Evităm emoțiile. Și empatizăm. Oricum asigurăm obiectivitatea și imparțialitatea procesului în aceeași măsură ca și instanța de judecată. Bun. Pentru că asta cere și CEDO. În ce măsură curțile arbitrale sunt folosite, având în vedere că instanțele sunt potopite de cauze de genul acesta? Eu, părerea mea, am văzut și eu destule până acum, dar am impresia că această procedură nu este folosită la nivelul la care ar trebui și pentru că, și aici este o discuție mai largă, în general, firmele, mai ales în zona noastră unde firmele, sunt câteva firme mari, sunt câteva firme mijlocii, dar sunt multe firme
mici. Nu au la nivelul administratorilor de obicei informații la zi pe subiectul ăsta. Este și motivul pentru care suntem la dumneavoastră în emisiune. Să facem cunoscut acest instrument juridic care stă la dispoziția și la disponibilitatea oamenilor de afaceri, oamenilor din mediul de afaceri. Noi, profesioniștii drepturilor, ne dați posibilitatea ca noi, profesioniști ai dreptului, să ne adresăm profesioniștilor comerțului. Eu văd această, să spunem, mediatizare cumva, nu știu, cred că aș face cu voia dumneavoastră odată o judecată în direct, pornind de la niște chestii pe care ni le imaginăm, un litigiu cu un... De ce? Lumea, de obicei, merge pe căi bătătorite. Merge pe căi bătătorite. Adică, dom'le, am o chestie, mă duc și îl dau pe ăla în judecată. Merge pe căi bătătorite. Și pe o stare din asta contencioasă suportă și rabdă un proces care durează mult și stresul care îl presupune. Eu aș vedea așa, mă duc să fac o firmă, da? Eu sunt administrator de firmă, nu toată lumea care face o firmă are studii superioare, mai citește, se duce acolo, îi plătește pe cineva, câteodată chiar de la Camera de Comerț, că aveți acolo și un birou, ăla îi face actele, îi le dă, se înregistrează la Registrul Comerțului firmă. Eu cred că aș pune niște condiții, dacă aș fi legiuitor, să treacă printr-un curs de o zi, două, în care să-i dau posibilitatea, nu să-l oblig, să-i dau posibilitatea să învețe niște lucruri de strictă necesitate pentru administrarea unei firme. Inclusiv un membru al comisiei de arbitraj să stea jumătate de oră cu el, să-i prezinte un model de contract în care să existe această clauză și jos să-i explice, uite, care e avantajul tău. Dacă te ceri cu ăla sau ăla nu-ți plătește, poți și nu te mai duci la judecătorie. Nu plătești atâția bani. Nu ai. Adică eu așa aș vedea lucrurile astea. Sigur. Nu știu dacă avem o lipsă de informare la nivelul administratorilor cu tot ce înseamnă lege, cu tot ce înseamnă prevederi. Câteodată și eu mă iau cu mine de cap când aud de câte o chestie, ci că, dom'le, trebuie să declarați beneficiarul real al afacerii până în data de. Beneficiarul, păi, dar sunt singurul acționar. Nu, trebuie să spui că ești. Și trezești cu amendă. Da. Adică sunt lucruri care ar trebui explicate. Iar acest lucru, arbitrajul, pentru că el funcționează în alte părți la un nivel incredibil, inclusiv statul român. Se judecă pe chestiuni de arbitraj. Celebru caz, Micula, dacă nu mă înșel. Da, da. Absolut. S-a judecat la Curtea de Arbitraj din New York, parcă. În codul de procedură civilă prevede foarte sec care poate fi obiectul de judecată al arbitrajului, instituționalizat, să vorbim despre asta. Și sunt câteva excepții foarte puține, care nu pot fi aduse în fața arbitrajului. Dreptul familiei, partaj succesoral, chestiuni de ordine publică. Asta înseamnă că, în rest, gama de judecată care poate fi în competența arbitrajului este foarte mare. Și cu beneficiul și pentru instanțe, că s-ar degreva din volumul lor de activitate. Aici ar fi un beneficiu extraordinar. Acum, dacă te duci numai simpla înregistrare a unui dosar cu termen, înseamnă cel puțin 3 luni, nu? Sau, da, dacă durea să etapa scrisă. Deci nu mai și știu. După ce se termină un ciclu de judecată în primă instanță, în apel sau în recurs, știți foarte bine și problema cu durata motivării unei hotărâri judecătorești. Iar calea de atac nu curge decât de la data când se comunică hotărârea în integralitatea ei. Și aceasta prelungește, fiecare din aceste motive duc la prelungirea foarte mare. Haideți să vorbim despre costuri. Ca de obicei, există și un cost. Noi am spus că e mai mic decât la... Cheltuielile sunt mai reduse, pentru că avem o taxă la depunerea cererii de 500 de lei, se adaugă niște taxe administrative, onorariile arbitrilor. Care sunt în funcție de ce? Tot în funcție de complexitatea sau de valoarea pretenției. Sunt și ca și la instanța de judecată. Taxa de timbru tot la valoarea pretențiilor se calculează.
Numai că aici, având o procedură scurtă, nu cheltuim atât cu deplasarea avocaților la termene, cu deplasarea martorilor, cu tot ce presupune un dar proces. Dar însăși calea de atac. Am taxa de timbru la primă instanță, în apel plătesc jumătate, mai merg în recurs încă jumătate. Se dublează taxele de timbru prin căile de atac, pur și simplu. În afară de cheltuieli. Faptul că de principiu taxa arbitrală este mai mică decât taxa judiciară care se calculează la instanțe pe OG 80. Bun, acum din practică, cam cât dintre contractele comerciale ați întâlnit sau ați auzit că sunt cu această clauză? Acum trebuie să anticipăm. A fost un gol absolut, cel puțin în perioada pandemiei la Curtea de Arbitraj. Nu s-a mai înregistrat niciun dosar. Acum încercăm să nu să popularizăm, nu e un termen bun, să ne facem cunoscuți. Ar însemna că de acum înainte am avut până acum semnale de feedback-uri foarte bune și de acum înainte de că oamenii își redactează clauzele compromisorii sau încheie convențiile arbitrale, într-o perspectivă de timp mediu să, în mod firesc, să înregistrăm și litigii. Pentru că nimeni nu intră în litigiu imediat după ce absolut, a semnat un contract. Doamne, nu faci litigiu de dragul litigiului. Sigur. Sau tu semnezi un contract ca să-ți asiguri o activitate, nu-ți pui problema absolut din start că partenerul va încălca respectivul contract. Deci e clar. Așteptăm un feedback din ăsta, într-o perspectivă de câteva luni, 6 luni, pentru că altfel am fost într-un gol absolut de înregistrare de dosare la Neamț. De altfel au avut loc și întâlniri cu mediul de afaceri. Absolut, și la am avut, suntem în prelungirea unei campanii. Am fost acum la Roma cu întâlnire cu oamenii de acolo, am prezentat la adunarea generală a Camerei de Comerț și în măsura în care avem audiența care ne dorim, o să continuăm pe această temă. Bun. Ce ar mai trebui să adăugăm pe subiectul acesta? Ca, să spunem așa, o argumentație pro domo ca să convingem lumea. Dezbaterile în cadrul soluționării litigiilor nu sunt publice. Hotărârea nu este publică, nu se pronunță în ședință publică, ea se comunică doar părților. La judecata, deci la soluționarea litigiilor este confidențial. La judecată nu poate participa altcineva decât partea. Părțile din dosar. Deci este un alt avantaj. Deci ai un contract, să spunem, mai delicat, cu niște clauze delicate. Sigur. Totul va rămâne acolo. Mă întreba cineva la o prezentare, bun, dar unde este transparența? Eu spun că atât în arbitraj, cât și în instanța de judecată, nu este vorba despre transparență când judecăm un dosar. Într-adevăr, în instanța e publicitatea ședinței de judecată, dar publicitatea ședinței de judecată este un principiu care, de fapt, arată că părțile în picioare, ridicându-se, își prezintă fiecare poziția procesuală, nu că am sau nu am publicitate. Dincoace, la noi asigurăm și afirmăm în mod expres principiul de confidențialitate, care nu poate fi decât un beneficiu pentru un om de afaceri. Da, pentru că aici vorbim despre firme, nu sigur vorbim despre persoane fizice neapărat. Până care la urmă, o firmă care este pe lista de ședință a unei instanțe de judecată nu își asigură o foarte bună reclamă pentru potențial partener de afaceri. Absolut, absolut. Sigur. Orice litigiu de genul ăsta poate însemna reclamă negativă. Și dacă ai 5-6 litigii, la un moment dat, când vine cineva să facă un contract cu tine, ce, băi, ia stai un pic, ăsta e proces uman. Să nu uit provocarea dumneavoastră cu o susținere pro domo, de final, să spunem. Eu am avut o asemenea, să spun așa, o chestiune de ordin retoric la Roman, când am spus dacă aveți întrebări la sfârșit și am zis am eu o întrebare pentru dumneavoastră în contrareplică. Mi-am prezentat avantajele, sper că am fost cât de cât convingător. Încercați dumneavoastră să găsiți un dezavantaj pe care eu nu l-am găsit până acum în această balanță pe care o discutăm noi între instanța de judecată și curtea de arbitraj. Să încercați și dumneavoastră același exercițiu. Bine, dacă acum există un dezavantaj care
ar putea fi întâmpinat la curtea de arbitraj. Deci eu recunosc că în momentul în care am stabilit să facem această emisiune, m-am uitat și eu peste regulament, regulile de procedură arbitrară, cheltuieli, etc. În momentul acela, având în vedere și experiența, ca să zic așa, de șef de firmă și cu instanțele de judecată, am zis, ok, este foarte, foarte bine să apelez la așa ceva. Mai sunt poate niște chestiuni de procedură pe undeva la care pot să discut. Singura problemă în toată această chestiune este faptul că trebuie să reușești să-ți convingi pe cel cu care semnezi contractul să introducă această clauză. Da, este, aici este, este un semi-dezavantaj. Aici. Pentru că în aceeași logică pe care am discutat-o până acum, și partenerul dumneavoastră de contract trebuie să vadă în același optică avantajele care sunt foarte clare. Da, deci, în mie mi se pare că aici lucrurile... Da, aici, foarte bine ați observat. Dacă nu avem aceste clauze introduse în contracte, da, practic instituția nu își are obiectul decât dacă, da, Doamne ferește, vine unul zice, adică Doamne ajută sau Doamne ferește. Uh-huh. Ce, băi, hai să facem un act adițional. Când ești cu cineva deja într-un conflict, e greu de crezut că mai faci un act adițional la un contract, uh-huh, ca să te judeci la curtea arbitrală. Știți? Aici... Sigur. Aici trebuie... Atunci să acționăm ca în trafic, preventiv. Exact. Și să impunem clauza respectivă de la bun început. Aici trebuie găsit o soluție și v-am spus, soluția nu poate fi decât venind dinspre instituția, forul tutelar, cum zic eu, da, care forul tutelar trebuie să, nu știu, să lupte, să convingă, în primul rând, membrii Camerei de Comerț. Deci, în primul acolo rând... Acolo am și început, la adunarea generală a Camerei de Comerț. Camerei de Comerț. Dacă membrii Camerei de Comerț, care în general sunt firme mari, importante, introduc această clauză în contracte, eu vă mai spun ceva, este și o chestiune care poate o să râdeți de mine, dar de multe ori cineva, când face un contract, mai fură contracte. Adică fură formulare de contract. Uh-huh. Și introduce, dacă găsești un formular cu clauză, îl introduce. Uh-huh. Și de multe ori se semnează, știți cum e, ca primarul. Nu mai știu care e primarul, dar semnează ca primarul. Până la urmă, lucrurile astea trebuie prima dată reglementate. Că ai o curte cu oameni care au experiență, atât ca avocați, cât ca consilieri juridici, judecători. Este foarte frumos, arată extraordinar. Dar trebuie activat. Dar dacă nu o activez... Eu am primit un feedback bun după ce domnul Mitrofan a fost la întâlnirea de la Piatra Neamț de la Camera de Comerț cu oamenii de afaceri. O prietenă de-a mea, care are o firmă importantă în Neamț, m-a sunat. Atunci am fost desemnat arbitru, mi-a auzit numele, m-a sunat să mă felicite. Și mi-a spus că nu a știut de această procedură. Deci, și i s-a părut extraordinar. 90, eu vă garantez, pun mâna în foc, mă duc și dau mâna cu Ion Iliescu sau ce vreți dumneavoastră, 90% dintre cei implicați în jocul comercial nu cunosc asta, această clauză. Am conștientizat și noi treaba asta. Deci 90%, asta facem, cel puțin 90%. Și am avut și eu un feedback la fel de frumos cum a spus Cristina, imediat după ședința adunării generale la Camera de Comerț. Un domn patron cu firmă de suprafață serioasă mi-a spus că acum am sunat juristul și i-am spus să pună pe masă toate contractele care le-am în derulare să introducem clauze. Asta este calea ca să poți activa o asemenea instituție. Alta nu există. Bine, ar mai exista una legislativă, dar e cam greu să introduci o clauză de genul ăsta obligatoriu. La baza sesizării curții de arbitraj stă contractul, care înseamnă libertatea contractuală, consensualismul părților. Nu, dar altfel, până când firmele mari, firmele importante, nu vor introduce în contracte această clauză, va fi foarte greu. Eu pot să mai spun și așa. Moldova este cam conservatoare, mai ales în mediul juridic. O spun în cunoștință de cauză. Am văzut cereri, dosare cu hotărâre arbitrală din Galați sau din orașe de aceeași mărime ca Piatra,
care pe la jumătatea anului aveau număr de înregistrare 80 sau 90 ceva. Acolo cineva a găsit cheia. Sigur. A găsit cheia ca să ajungă la acest mesaj la oamenii de afaceri. Aici, în Piatra Neamț, se încearcă acum. Și e clar că se încearcă, știu, am văzut, ați fost la întâlniri, ați... Noi suntem încăpățânați și o să continuăm. Vrem să, eu v-am să spus, aici ar trebui, nu mi-a dat mie prin cap, să aduc și un om de afaceri. Poate o să venim în repriza a doua și să vă spunem pro că... sau contra. Pro sau contra camera de arbitraj. Și să aducem și niște oameni care... chiar să contrazică, pentru că perspectiva lor, eu tot timpul am spus cel mai frumos principiu și al procedurii penale și al procedurii civile este contradictorialitatea. Da, și la un film, dacă te uiți și nu există o intrigă, nu are niciun interes. Păi, eu nu știu de când funcționează aceste camere în alte județe, dar regulamentul din Neamț parcă e din ianuarie 2018. Pe baza căruia regula aici de procedură. Aici nu știu să răspund, e mai vechi. Pentru că și legea camerelor de comerț, care a instituționalizat curțile de arbitraj județene, 223 pe... nu știu să avem legea 335 pe 2007. Pe 2007. Da, asta vreau să spun, este mai de mult timp. Și până la urmă, dacă stăm bine să ne gândim, este interesul camerelor de comerț să poată reglementa mai ușor, adică să poată se implice mai bine în activitatea lor proprie, aceea de cameră de comerț care are grijă nu numai de, hai să spunem, să aducem informații comerciale, să adunăm firmele la un loc, ci și de faptul că litigiile dintre ele se rezolve cât mai repede. Nimeni absolut nu are interesul să aibă oameni antreprenori nemulțumiți în județ. Încă o dată garantăm în mod foarte realist și cu concursul absolut disponibil al Camerei de Comerț Neamț, ca data înregistrării unei cereri arbitrale să fie cât mai aproape pe axa timpului de pronunțarea hotărârii arbitrale. Adică publice, gen primării, știu eu, alte instituții publice, pot introduce și ele în contract această clauză? Da, dacă este vorba de situații în care primăriile sunt părți într-un contract în calitate de persoană juridică civilă și nu de autoritate. Nu de autoritate. Da. Deci are nu știu, tot felul de lucrări care se fac. Absolut. Ele sunt în circuitul civil general, circuitul juridic civil general și sunt într-un litigiu tot comercial. Păi, stau acum, uite că am vrut să închei, dar stau și mă gândesc. În județul Neamț cunosc eu vreo cel puțin 15 cauze, mă gândesc acum, de instituții publice care au contracte pentru construirea unor școli, alte asemenea, în care constructorii nu și-au îndeplinit obligațiile. S-a întâmplat și tribunalul Neamț cu Palatul de Justiție. Așa, aveți dreptate cu celebrii Victor Constructor. Și ne-am judecat. Da, păi a fost chinul fiecărui președinte de tribunal, Palatul de Justiție. De la Suceava, sigur, sau de unde era? De la Botoșani. Botoșani, așa. Da, care este și în faliment. Ar fi fost în beneficiul administrației respective ca să rezolve această situație repede. Bun. Nu-și primea banii, nu altceva. Dar putea să organizeze o altă procedură și să termine, investiția. Da. Pentru că... așa ne-am judecat, de exemplu, cu societatea respectivă, cred că un an jumătate. Țin minte că am scris despre lucrul acesta. Și că s-a terminat procesul. Păi dacă acum avem, ca să spunem așa, ruinele capitalismului nemțean, când vii dinspre Târgu Neamț... Da. De jur împrejurul orașului. Da, bine, nu mai discutăm. Avem ruinele capitalismului fără discuție. Dar ale comunismului le știm. Dar se va încheia și acolo, că a fost preluată de Compania Națională de Investiții și să sperăm că... Dacă să fac o speculație la ce am prins-o acum pe doamna Cristina... Păi, ați văzut deja o victimă a lipsei de apelare la arbitraj, tribunalul și instanța de judecată. Bine, dar acum, haideți să fim cinstiți.
Era cam mult ca tribunalul să apeleze la... Atâta timp cât tribunalul se cheamă că este autoritate contractantă într-un contract în care apelează la un... Bine, acum la o firmă ați prins-o pe doamna fostă președintă, da. O să vă rezolvați problema. Dacă nu găsiți un arbitru, mă chemați pe mine. Taxe mici. Absolut. Taxe Dar mici. Să știți că va fi un litigiu care durează prin complexitatea lui, nu din altul. Bine, și mie îmi convine ca arbitru dureze cât mai mult. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mulțumim foarte mult pentru și sper că a fost posibilitatea de a vorbi astăzi. Sper că a fost o emisiune lejeră și destinsă. Eu nu pot să spun decât atât. O procedură de genul acesta este clar că oferă mult mai multe avantaje decât dezavantaje în momentul acesta. Pentru cei care trebuie să-și rezolve litigii civile, comerciale, nu știu, de altă natură nu. Foarte bine, iar trebuie să vă subliniez meritele. N-am la mine un marker să le subliniez și mai... Cu civile, nu? Da, pentru că în regulamentul Curții de Arbitraj Internațional și în legea Camerelor de Comerț și Industrie spune că se organizează curțile de arbitraj pentru soluționarea litigiilor civile și comerciale. Da, deci recunosc că am citit, v-am spus că am citit înainte și am reținut civile și deci am becurizat simțit, ceva. Am așa. Simțit amândoi încă de la începutul emisiunii că sunteți în așa. Deci, avantaje sunt clar mai multe decât dezavantaje. De aici încolo este datoria Camerelor de Comerț, chiar și a dumneavoastră arbitrilor, atât cât puteți și vă puteți implica, în a face cunoscută necesitatea introducerii clauzei în contracte. Fără ea, lucrurile nu poate fi accesat arbitraj. Greu de, sau imposibil de derulat mai departe. Mă bucur că am fost în emisiune, mă bucur că am putut să venim în sprijinul, sper că am venit în sprijinul măcar a câtorva, că după aceea lucrurile se multiplică. Eu sunt pe adeptul acestui începutul așa și după aceea ele se multiplică în principiul bulgărului de zăpadă. Oameni buni, aceasta a fost prea frumoasă emisiune de astăzi. Vedeți, ne-am destins până la urmă după ce am început cu mineriada. Nu puteam să nu amintim despre acest eveniment nefericit. Aici greu putem vorbi despre un arbitraj. E greu să mai... În penal este exclus arbitraj. Nu, nu, eu zic că un arbitraj chiar și la nivelul acela moral este greu să mai armonizezi niște poziții în momentul în care, pe baza unei manipulări de cea mai joasă speță, o parte a poporului este pusă împotriva unei alte părți. Ne oprim aici. Vă doresc o zi senzațională tuturor și invitaților și celor care ne-au suportat. Să rămână, doamne Cristina. Ați văzut, însă n-am mai spus nimic. Ne oprim aici. Bogdan, te rog frumos, apasă pe buton. Că orice inculpat am avut un